Bine v-am găsit, fecioare. Voi face runele pentru luna plină din 21 septembrie. Acum sacă de sus. Da, asta e. Din 21 septembrie și, bineînțeles, '22 este echinocțiul de toamnă. Aveți etalarea pentru toamnă, pentru fiecare zodie, deci pentru cele până în decembrie, cu câte o carte pentru fiecare lună, dar pe case, pe domenii de viață. Deci nu uitați acest lucru. Și acum voi face nu numai pentru luna plină, dar acest eveniment este important, fiindcă soarele este în fecioară, iese din fecioară tocmai 28 de grade, da? 29 de grade și intră în balanță, iar pentru luna este în pești, în opoziție cu soarele. Deci este un moment important, da? Și apare și, bineînțeles, echinocțiul de toamnă. Haideți să vedem runele, ce spun runele pentru voi, ce aveți de cules, nu de împlinit, împliniri, recoltări pentru voi. Veți găsi la horoscop casa afectată, da? Oricum, vă vom calcula și casa. Este un aspect așa, așa, așa. Deci, haide să vedem. Ăsta nu, ăsta să-l lăsăm. Ăsta-l lăsăm. Să-l lăsăm. Ăsta-l luăm. Nu prea e, să zicem, cu mari împliniri, dar dacă ne gândim, aveți fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești. Deci este o casă a contractelor. E mai greu cu contractele astea, deci asta este. Îl lăsăm așa și la gaz. Se văd bine? Se văd. Deci o situație un pic dificilă, dar s-ar părea că totuși s-ar putea să rezolve această situație. Întotdeauna spunem luna plină, recoltăm ceea ce am însămânțat, semințele plantate cu 6 luni în urmă, când a fost lună nouă. Deci cei care ați avut contracte, eu știu, ați semnat contracte, ați avut asocieri, poate unii chiar v-ați căsătorit, sau poate chiar procese și ați luat niște decizii cu 6 luni în urmă, acum veți putea recolta, nu, rezultatele muncii voastre. Și iată că fecioarele au totuși o situație puțin cam dificilă, adică au aici Uruz, care este o runa a sănătății. O runa boului sălbatic reprezintă sănătatea. Deci fecioarele s-ar putea să aibă o perioadă mai dificilă, o cădere de vitalitate, de energie, sau chiar o relație care nu mai merge spre permanentizare, o relație care nu mai merge. Este o situație dificilă pentru voi, un moment așa dificil, când descoperiți că nu v-ați putut folosi intuiția, la gaz, o runa intuiției, și n-ați observat că de fapt ați fost trădați. Poate fi vorba de o trădare din partea unei femei, o asociată, o prietenă,
chiar și o persoană cu care aveți o relație, să zicem, personală. Deci, este un aspect destul de tensionat. Acest la gaz arată totuși momente dificile, momente în care vă dați seama că nu vă puteți baza pe această persoană. Am putea spune că nu v-ați putut folosi intuiția voastră, nu v-a fost utilă această intuiție a voastră în rezolvarea unor situații. Cedați din nou și el într-o poziție răsturnată. Este o atenționare, chenaz răsturnat, că va fi un sfârșit, se va încheia ceva pentru voi, dar această încheiere nu va fi fără pierderi. Am zice că veți pierde, poate că pierdeți o relație sentimentală, o prietenă, o asociată, poate fi vorba de o femeie care la început poate v-a ajutat, dar pe urmă v-ați dat seama cât de egoistă este. Și, bineînțeles, am putea spune că ați luat decizii greșite din cauza viziunii voastre, a intuiției. O umbrire pe moment a acestei intuiții v-a dus într-o confuzie, v-a dus într-o situație dificilă. Și chiar am putea spune cu manaz răsturnat, fiindcă și aici este o atenționare la faptul că voi ați considerat că vă confruntați cu o singură persoană. Și veți putea ține totul sub control, nu v-a fost teamă de nimic, manaz, o runa omeniei. Și vă dați seama că, de fapt, n-ați avut o singură persoană în fața voastră, ați avut un grup de persoane care s-au implicat în problema voastră și v-au creat situații dificile, probleme create de persoane care s-au implicat în viața voastră, în asociere, într-o relație, în orice ați făcut, în orice ați face, aceste persoane se implică și ele. Și Hagal, o rună de data asta întârzierilor, grindina, o fărâmițare a obstacolelor, obstacole întârzieri, dar și o înghețare a lor. O situație dificilă, nu puteți să vedeți soluții pentru a depăși această situație. Vă doriți să depășiți această situație, dar nu aveți cum. Hagal, am zice că trebuie să așteptați să depășiți aceste întârzieri, obstacole, probleme, riscurile, dacă vi le asumați, fiindcă sunt riscuri pe care, dacă vi le asumați, va trebui să țineți cont de acest lucru, fiindcă întotdeauna ceea ce ne asumăm, cam până la urmă suntem obligați să le plătim. Deci aceste riscuri asumate. Acesta ar fi aspectul. În ceea ce privește Gifu, Gifu este o rună benefică. Este prima rună care are numai o poziție benefică. Deci Gifu arată daruri, daruri sentimentale, daruri materiale. Un aspect foarte bun pentru voi. Poate să reprezinte și o stabilizare a unei relații mai vechi, dar fiindcă avem aici și Fehu, era într-o poziție puțin, să zicem, mișcată, am acceptat-o așa. Ne gândim la muncă, la faptul că s-ar putea să vă folosiți rodul muncii voastre, să acumulați acest rod al muncii voastre, dar s-ar putea să reprezinte și faptul că o relație poate să se permanentizeze, fiind oameni, nu putem spune că nu avem relații.
mai multe persoane, numai cu o singură persoană. Și s-ar putea ca una din aceste relații să înceapă să se permanentizeze și să fie un aspect benefic pentru voi. Aceasta a fost detalarea, vă doresc numai bine!